Sfârșitul lunii iunie înseamnă și start ședințelor foto în lanurile de Levanțică. Sute de oameni au luat cu asalt plantațiile de un mov aprins pentru a se fotografia în mijlocul florilor aromate. În unele zile sunt atât de mulți doritori încât se formează cozi. Intrarea costă 50 de lei. Miros îmbietor și peisaje care staie respirația. Aceasta este atmosfera în câmpurile de Levanțică, invadată de sute de doritori pentru a-și crea fotografii frumoase și amintiri de neuitat. Un miros foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Într-o zi de ieșit cu familia e foarte plăcut. Foarte frumos este terenul și gama coloristică în fotografie este foarte frumos. Lanul minunat. Noi am mers la Cobușca și am văzut un lan de lavandă și nu așa, dar când mi-au spus că e în partea asta cuplată, dar n-am văzut cât e de frumos, minune. Tot pentru o ședință în aer liber, înconjurați de flori, au venit și acești miri care astăzi și-au oficiat căsătoria. Fotografiile le vor completa albumul din această zi. Праздник, мы расписались, поэтому приехали сюда на фотосессию. Большое спасибо, что есть такое красивое поле, что так все красиво, что так такая атмосфера, супер, нам очень нравится. Мы счастливы. Și fotografii sunt mai solicitați în această perioadă. Aceștia cer de la 1000 de lei pentru o ședință de o oră. Destul de multe ședințe foto avem acum. Cred că fiecare vrea să aibă aceste fotografii perfecte în acest loc. Proprietarii lanului se asigură ca vizitatorii să rămână impresionați de priveliștea spectaculoasă. Zilele astea că Levanțica a prins culoare, vedeți, are o culoare foarte intensă, primim foarte mulți vizitatori. Bineînțeles că în zilele de weekend sunt mai mulți decât în zilele de săptămână și oamenii vin, se bucură, fac plimbări, fac ședințe foto, se bucură de natură și de ce am creat noi. În weekend, rândurile vizitatorilor se lungesc enorm. Așa a surprins și Tatiana Gonciar, care a reușit în cele din urmă să ajungă și ea pe lanul mirositor. Dragi urmăritori, spuneți-mi, vă rog, ce eveniment este aici de s-au adunat atât de multe mașini, a? Nu важно, unde. Și-am unii Levanțica înflorește la mijlocul lunii iunie și ține până la începutul iulie. Doritorii de a intra pe teritoriu trebuie să achite o taxă de 50 de lei, cu excepția copiilor de până la 7 ani. Pentru coronițe sau buchete, oamenii achită suplimentar. Floarea poate fi cumpărată și la kilogram. Din ele se poate obține ulei ce poate fi folosit în case sau automobile.